Universitatea Aurel Vlaicu din Arad a derulat în această toamnă proiectul Student pentru o zi. Este extrem de interesant. De ce? Pentru că, iată, îi pune pe elevi în situația de a fi studenți, chiar și pentru o zi. A fost o experiență foarte interesantă și pentru studenții noștri și pentru elevi. Studenții noștri au avut ocazia să le vorbească despre experiența lor, iată, de 3 săptămâni de studenți, iar cei din învățământul preuniversitar au putut să opteze pentru una din cele 9 facultăți, pentru una din cele 38 de specializări de licență. A fost o experiență pe care o dorim reluată și ea vădește faptul că există un singur învățământ, învățământul românesc, ca parte a învățământului european. În cadrul proiectului Student pentru o zi au participat atât studenți cât și elevi din preuniversitar și este foarte important ca aceștia să cunoască mediul universitar, să vadă care vor fi opțiunile lor pentru viitor, să vadă ce-și doresc ei să facă în viitor, dacă își doresc să urmeze o facultate, de ce ar fi bine să urmeze o facultate de la Universitatea Aurel Vlaicu. Au avut întâlniri și cu Liga Studenților, în care aceștia le-au prezentat avantajele de a fi student, au cunoscut și cadre didactice, au putut să participe și la ore, la cursuri și la seminarii, au cunoscut și cadre didactice și au văzut și baza materială. Proiectul face parte dintr-o strategie a universității de a pregăti tinerii liceeni pentru rigorile, dar și beneficiile vieții studențești încă de pe băncile școlii.